Da, eu zic că a fost un joc bun. Vreau să felicit pe băieții pentru atitudine, pentru modul cum au intrat în teren concentrați. Am încercat să tranșăm cât mai rapid. Va fi dat favoarea noastră pentru că știam că dacă dăm cea mai mică șansă Coronei, sunt o echipă periculoasă care pot să strice parturile, mai ales că ei veneau fără niciun fel de presiune a unui obiectiv. Vis-a-vis de locul pe care ocupăm în mijlocul de sunt vreau să rămânem echilibrați și realiști în continuare, mai sunt multe etape de discutat. Mi-aș dori ca la final să terminăm, cât mai sus casa, în casa mea, dar încă este mult până acolo. Instrument totuși alta aici acum, nu? Așa cum spuneam și înainte de joc, sigur, de la atâta timp cât câștigi și acum răspund că iar etapele se scurg, automat este mai relaxant. Dar în niciun caz, mai multe, o zi, maxim două. Ne așteaptă în continuare partide foarte grele. Aveam experiența primei plăță campionatului, când în 11 etape n-am reușit să acumulăm nicio victorie, așa că vrem să rămânem conectați la campionat. Dacă aveți întrebări, altele întrebări. Fotbaliștii veniți până acum. Timișoara prima, ca cei normal. S-a întâmplat cu voce, dar ai indicat? Da, dintr-o dată mi-am ascultat voce. Am văzut că la un moment dat un schimb de replici cu Sergiu. Mai avem și schimbul de replici, da. Scătează tensiune, mi-aș fi dorit să terminăm jocul fără gol primit, de-aia am fost un pic mai nervos. Dar mi-a trecut rezultatul final, m-a făcut să întreacă. L-ai felicitat și pe trebuie? Toată lumea, pentru că suntem o echipă, cu toții obținem rezultate și bune și mai puțin bune, așa că... Când fotbaliștii veniți în iarnă, v-am mulțumit până în prezent? În prezent, sigur, unii m-au mulțumit, dar alții mai puțin. Da, v-am spus, mai suntem pe multe etape, sperăm până la final, ca cu toții, la viermele, cu toții să ne mulțumesc. Se poate considera Botoșani scăpat în rău? În niciun caz. Mai sunt 8 jocuri, 24 de puncte au fost în joc. Deci, teoretic, mai sunt foarte multe puncte. Repet ceea ce am spus. Avem experiența finalului turului de campionat în care a fost o serie de jocuri care nu s-au mai acumulat niciun punct. Și vă dați seama, în condițiile astea, mai ales, am văzut cei din partea de jos a clasamentului. Acumulează și ei puncte, noi trebuie să mergem pe linia asta în continuare, dacă vrem să nu mai avem emoții până la final. Cum e seria asta de meciuri care urmează începând? După meciul cu Cluj, Pandurii, Petrolul, Astra... Da, cu Cluj, de ce nu? Toate meciurile sunt dificile, toate meciurile sunt grele, dar am spus-o și o repet. Deci Botoșani este la primul campionat în prima ligă. La fiecare meci trecut acumulează experiență și sunt convins că toți adversarii care ne vor întâlni nu vor avea o misiune facilă în fața noastră, indiferent că se cheamă Astra, Petrolul, sunt echipe cu statele, cu jucători cu experiență, cu valoare, da, tocmai de asta. Sperăm să acumulăm și atunci când ne vom întâlni cu ei să ne prezentăm la cel mai ridicat nivel. Codoman ți-a răspătit astăzi în creierea. Arme la tine și anul. Bucurie de moment, sigur, așa a considerat el, dar m-a spus că toți jucătorii lor au încrederea mea într-un anumit moment, într-un anumit joc, să mai schimbă de la o etapă la alta cel care joacă, dar în niciun caz nu sunt mai puțin încrezător. Toate cei dumneavoastră a fost să mă urcați până la pauză, de asta sunt totuși așa o echipă ofensivă? Nu, știam că jucăm contra Coronei, știam că trebuie să punem presiune și să jucăm foarte ofensiv. Am mai făcut-o și la alte jocuri. Îmi place jocul ofensiv, deci nu... Am scărat să câștigăm jocul, nu până la pauză, pentru că jocul nu se termina la pauză. De bine că am reușit să înscriem și până la pauză și după pauză. La pauză le-am spus că jocul nu e terminat, am dorit să câștig și la a doua repriză. Sigur, nemulțumirea este cea a golului primit. În rest,
Dar încă o dată vreau să felicit toată echipa pentru abordare, pentru rezultat, pentru joc. Vă mulțumesc și vă doresc.